Iisus e de viață. E ușor, sigur, și de bine. Și frate Daniel mai a vorbit și a spus, când o spus nimeni bătăria și a spus, Domnul și-o binecuvântează, frate Daniel, hai să-l dă de Domnul cântarea asta, Iisus e de viață și Domnul și-o binecuvântează, frate Daniel. Iisus e de dragii mei, când nu ești într-o stare
în clopot, în fierbânteală înaintea lui Dumnezeu, lucru care se întâmplă și cu care satana îți orbește inima, cu care satana vrea să ne orbească inima dacă nu suntem în clopot, nu vedem că problema este la noi, ci vedem problema la cei care sunt în clopot. Mi se pare că ei se roagă prea tare. Mi se pare că prea multă vorbire în limbi, prea multă provocie, prea multă desfășurare. Și sunt unii care ies așa și zic, fraților, Duhul prorocului este supus prorocului. Ar trebui să fim mai să nu fim atât de liberi în exprimarea aceasta a Duhului Sfânt. Dar vreau să vă spun un lucru. Duhul prorocului este supus prorocului. Dar Duhul lui Dumnezeu nu este supus prorocului, dragii mei. Duhul lui Dumnezeu nu este supus predicatorului. Duhul lui Dumnezeu nu este supus mijlocitorului. Duhul lui Dumnezeu nu este supus evanghelistului. Da. Pentru că este Duhul lui Dumnezeu. Amin. Și Duhul lui Dumnezeu trebuie lăsat să se exprime liber. Amin. De aceea, dacă în viața ta simți că Duhul lui Dumnezeu nu se mai exprimă așa cum ar trebui să se exprime, nu-ți căuta puncte prin care să te dezvinovățești. Nu-ți căuta motive ca să spui starea mea este bună. Nu-ți căuta argumente cu care să te justifici și să-ți îngropi conștiința. Pentru că, în primul rând, primul lucru care face ca inimile noastre să se împietrească înaintea lui Dumnezeu și să nu simțim prezența Lui, să nu simțim părtășia Lui, să nu umblăm în ungerea Lui și în puterea Lui așa cum ar trebui să umblăm, este păcatul. Și cuvântul lui Dumnezeu vine și ne spune să înlăturăm păcatul care ne înconjoară atât de lesne. Dragii mei, păcatul ne înconjoară. Uneori vine așa, nu întotdeauna, vine cu lucruri izbitoare. Și ca și copii ai lui Dumnezeu avem parte de ademenirile celui rău în două forme. Fie într-o formă izbitoare, vine în față, sau într-o formă subtilă. Și formele acestea subtile sunt cel mai greu de biluit. Ca și, e bine așa, nu spre lauda noastră, dar când avem biruințe să le povestim ca și alții, să ia învățăminte din ele și să poată fi întăriți. Din punctul acesta de vedere, m-am întors la Dumnezeu de la vârsta de 15 ani, acum am 24 de ani și de-a lungul timpului am avut așa oportunități și la liceu și la școala pozițională pe care am făcut-o, au fost așa fete din lume care ar fi fost deschise pentru o relație. Și, dragii mei, ca și tânăr, ca și bărbat, a fost greu pentru că unele din ele erau frumoase, dar am spus nu. Nu pentru că mă interesează să ajung în rai. Nu pentru că eu vreau să fiu mântuit. Dacă mi-am predat viața lui Hristos la vârsta de 15 ani și am renunțat la lucrurile păcătoase pe care le făceam, de ce să mă întorc înapoi în lume să mă murdăresc? De ce să gust din păcatele acestea lungi? Dacă te-ai întors la Dumnezeu și ai 10 ani, 15 ani de pocăință sau poate mai puțin 5 ani, nu-ți pierde cununa. Amin. Nu-ți pierde premiul alergării pe care Hristos vrea să ți-l dea. Cununa aceasta se poate pierde într-o clipă. Se poate pierde într-o clipă de neatenție. Se poate pierde într-o clipă în care zici, lasă că mă iartă Dumnezeu. Vrăjmașul vine în mintea multora cu gândul acesta. Lasă că fac lucrul acesta. Nu e o problemă, Dumnezeu vine la sângele Domnului Iisus și mă iartă. Dragii mei, să nu călcăm în picioare, să nu batjocorim jertfa aceasta nespus de minunată pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o pentru noi pe cruce. Pentru că dacă noi mergem pe premisa, dacă păcătuim și apoi ne iartă Dumnezeu, este un joc foarte periculos. Pentru că avem de-a face cu un Dumnezeu mânios. Un Dumnezeu sfânt și un Dumnezeu mânios. Să nu ajungi
în mâna lui Dumnezeu, să nu ajungi în ipostaza în care Dumnezeu să se judece cu tine și să te pună cu un pat de spital, sau să nu ajungi în ipostaza în care Dumnezeu să se scârbească de tine și să zică nu te mai iert, așa cum a spus poporului izraelit. Câte jertfe îmi vor aduce poporul acesta? Mi-am întors fața de la ei. Nu-i voi ierta, dragii mei, să nu ajungem atât de departe, să nu ne jucăm cu păcatul, dragii mei. Și dacă observăm, e bine că dacă observăm în viața noastră un lucru, un scăzământ, să dăm la o parte, să nu lăsăm să ne înfășoare. Și când dăm la o parte păcatul, când ne mărturisim înaintea lui Dumnezeu, cât de importantă e mărturisirea, atunci putem să simțim pacea lui Dumnezeu, atunci putem să simțim liniștea aceea, susurul blând, vocea lui Dumnezeu. De când ai mai simțit, dragul meu, vocea lui Dumnezeu? De când ai mai simțit călăuzirea lui Dumnezeu să îți vorbească, să stea Dumnezeu de vorbă cu tine? Poate vii la adunare și te consolezi cu lucrul acesta. Cum ziceau în vechime, casa Domnului, casa, templul Domnului, templul Domnului. Dar templul Domnului ajunsese o peșteră de tâlhari. Dragii mei, dragul meu frate care vii la adunare, nu-i de ajuns că zici templul Domnului, templul Domnului, nu-i de ajuns că zici pocăință, pocăință, vin la adunare, mă rog. Nu-i de ajuns. Dumnezeu vrea o relație și dacă relația aceasta s-a înfundat, dacă relația aceasta undeva a căpătat un blocaj, este timpul să-l dai la o parte. Domnul Iisus Hristos a spus ucenici, dați piatra la o parte. Oare nu putea Domnul Iisus Hristos a spus dați piatra la o parte ca să-l învie pe Lazăr? L-a înviat pe Lazăr. Gândiți-vă dacă a făcut un lucru atât de greu, să facă o înviere din morți, să-l învie pe Lazăr. Lazăr ieși afară, a înviat din morți. Un lucru care întrece știința. Nu putea să poruncească pietrei și să zică piatră, dă-te la o parte? Putea. Putea? Putea sau nu putea? Da. Vreau să vă mai tare, fraților. Putea? Da. În partea surorilor, frate, surorilor putea? Da. De ce n-a făcut-o? Era partea omului, trebuia să facă omul. Amin. Dumnezeu îți cere în seara aceasta, dă păcatul la o parte din viața ta. Amin. Este partea ta. Este lucru pe care Dumnezeu vrea ca tu să-l faci. Și a da păcatul la o parte nu presupune doar a te mărturisi și a spune, Doamne, îmi pare rău că acum am făcut lucrul acesta. După cum scrie în Psalmul 32 și cred că a citit și fratele astăzi. Și presupune și a te lăsa de el. Ăsta e începutul. Trebuie recunoscut, trebuie mărturisit, trebuie căință, dar trebuie lăsat de el. Amin. Șterge din agenda ta telefonică numerele care nu ar trebui să le ai și totuși sunt acolo. Șterge din telefonul tău, din calculator, site-urile care nu sunt după voia Domnului și le-ai salvate și știi că intri pe ele și îți cere iertare și apoi intri din nou pe același site-uri. Șterge-le! Amin. Trebuie o renunțare, trebuie o lepădare de păcat, o separare. Dumnezeu să ne dea biruință la lucrul acesta, dragii mei. Amin. Păcatul, prima cauză care ne împietrește inima și care ne depărtează de Dumnezeu. Oare se merită? Se merită să venim atâta timp la adunare, să investim atâta post, atâta rugăciune, atâta timp pierdut și apoi să ne zică Dumnezeu, pleacă de la fața mea? Eu cred că nu se merită, dragii mei. Nici. Și zicea un frate, măi, ori trăiești cu lumea din plin și te bucuri de toate murdările lumii, ori trăiești cu Dumnezeu din plin și iei pocăința în serios și cu toată inima îl urmezi pe Dumnezeu și faci voia lui fără compromis. Amin. Pentru că atunci când nu urmăm pe Dumnezeu cu toată inima și un mic păcat, permite-mi, un mic lucru care ne place nouă să-l facem, să-l avem, să-l întreținem. Știm că nu-i bun, dar ne gândim, te gândești Dumnezeu, lasă că Dumnezeu nu ține cont de lucrul acesta mic. Eu îi slujesc lui Dumnezeu, eu îi cânt, eu fac cu tare lucruri, eu fac milostenie. După atâtea lucruri bune pe care le fac, să mă lepe de Dumnezeu pentru un lucru atât de mic. Da, vă spun, Dumnezeu leapă pentru un lucru mic.
Și de unde știu? În Geneza spune despre Adam și Eva care au făcut un simplu păcat. Au mușcat din fructul oprit. Și, dragii mei, nu spune că ar fi făcut mai multe păcate, nu spune că ar fi făcut 2, 3, 10, nu spune că au curvit, nu spune că au omorât, nu spune că au înjurat, nu spune că au vorbit urât, nu spune că au ridicat tonul, nu spune că s-au jignit între ei și poate unii dintre dumneavoastră faceți lucrurile acestea, unele dintre ele sau altele mai grave și totuși ziceți în mințile voastre, lasă că Dumnezeu nu ține seama de un lucru atât de mic. Lor le-a ținut seama că au mușcat dintr-un fruct. Dar ție, care ești neascultătoare față de părinții tăi, deși Biblia spune clar ca copiii să fie supuși părinților lor, dar ție care țin la soția ta și vorbești cu asuprire față de ea și te comporți cu ea ca și o slugă și o tratezi într-un mod inuman, crezi că lucrul acesta îi puțin? Sau tu, care îți place să te delectezi cu privirea în anumite lucruri și spui, lasă că Dumnezeu știe așa slăbiciunea mea care o am. Crezi că Dumnezeu poate să treacă cu vederea lucrul acesta? Nu. Despre asta spune și în Psalmul 50, zice la versetul 16, pagina 582, Dumnezeu zice însă celui rău, ce tot în șir tu legi de mele și ai în gură legământul meu, când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta, dacă vezi un hoț, te unești cu el și te însoțești cu prea curvarii, dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri, stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale, iată ce ai făcut și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Luați seama, dar, voi care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă spâși și să nu fie nimeni să mă scape. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă prozlăvește și celui ce veghează asupra căi lui, aceea îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Amin. Erau unii aici, dragii mei, care zicea, ce tot ai, le zicea Dumnezeu, ce tot ai tu cuvântul meu în gura ta, ce tot predici tu, ce tot vorbești tu despre mine oamenilor și le spui că ești un creștin născut din nou, un creștin pocăit, dacă tu faci lucrurile acestea, dacă tu faci o contrabandă, dacă tu iei o mită, dacă tu iei lucruri furate, dragii mei, vedem că Acan a fost nimicit din pricina unor lucruri care erau date nimicii, erau scortite pieirii. Acum, noi nu-l vedem pe Acan care fi furat el cu mâna lui lucrurile acelea, pentru că, într-un fel, era normal, era de dreptul lor, al izraeliților, să ia lucrurile pe care le luau ca pradă de război. Nu era chiar așa ca și un furt, era ceva care li s-ar fi datorat, dar Dumnezeu a spus totuși nu, lucrurile astea sunt date spre nimicire. Și vedem că și-a luat mantaua aceasta de șinear, și Dumnezeu l-a nimicit din pricina aceasta. Cum stăm noi cu lucrurile care sunt ilegale, care sunt de contrabandă, care sunt furate? Acestea sunt lucruri date spre nimicire. Amin. Și nu trebuie cumpărate, nu trebuie să fie în casele noastre. Cu jumătate de preț. Vreau să vă zic o mare biruință pe care mi-a dat-o Dumnezeu în domeniul acesta, tocmai ca să vă încurajez pe unii care poate treceți prin anumite lupte. Acum ceva timp, telefonul meu e un pic ciobit, e un pic, funcționează impecabil, dar ecranul e crăpat și e acolo în bancă, înregistrează. Și aveam așa un gând să-mi iau un telefon mai bun, să-mi iau un S7. M-am uitat așa pe site-uri, nou, era foarte scump, în jur la 20 și ceva de milioane în lei românești, nu știu să zic în grivine, nu știu să fac un vezi. Euro, spune, în euro. Da. Și era în jur la 400-500 de euro, cam așa, nou. Un frate care îl vindea mi-a cerut 500 de euro pe el și apoi l-a luat nou, cu acte, cu garanție, cu tot. Și apoi un vorbit al meu, care a fost în Spania, mi-a zis următorul lucru. Mă, eu am fost în Spania și uite, acolo unde am fost eu în Spania, am găsit un telefon, nu l-am furat, cineva
l-a uitat pe bancă, l-a uitat pe bancă și eu acum vreau să ți-l dau ție. Și îți iau pe 4 sau 5 milioane, deci în jur de 100 de euro, deci cam de 5 ori mai puțin. Aveam bani, era foarte ușor să-l cumpăr, aveam nevoie de un telefon și m-a frământat gândul ăsta, băi, dar câtă nevoie aveam, aș avea de un telefon, câtă nevoie, aș avea de un telefon, uite, ăsta e crepat, am nevoie de lucrarea Domnului pentru înregistrări, pentru filmări și așa mai departe. Și am cerut de la Domnul să-mi vorbească dacă e voia lui sau nu. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin cuvânt și mi-a dat cuvântul ăsta că nu-i voie ca noi să ne unim cu hoții. Deci trebuie să ne ferim de lucrurile furate, amin, chiar și de lucrurile găsite, de lucrurile de contrabandă. Nu sunt lucruri plăcute lui Dumnezeu să-L avem. Nu sunt lucruri. Și știu că dacă aș fi avut telefonul acesta, n-ar fi fost pentru mine o binecuvântare, ci ar fi fost un mijloc de a atrage mânia lui Dumnezeu peste mine. Vreau să spun, vă spun că Dumnezeu m-a binecuvântat cu bani să pot să-mi cumpăr chiar un nou în urma refuzului. A venit binecuvântarea lui Dumnezeu în urma refuzului de a mă uni cu hoții. A venit binecuvântarea financiară peste mine. Slavă Domnului! Și atunci când te afli în fața ispitei, când te afli, când vezi așa o diavol îți oferă o oportunitate care te gândești că ai putea să fii binecuvântată sau binecuvântat de lucrul acela, de oportunitatea aceea care îți apare în față ca ceva bun și te gândești, uite ce ofertă extraordinară. Nu se mai poate să prindă oferta ca aceasta, să reușești lucrul acesta. Așa deschide diavolul un reuș. Da. Dacă deschizi ușa aceea pe care diavolul ți-o pune în față, în spatele ușii e prăpăd și nenorocire. Dar dacă închizi ușa pe care diavolul ți-o deschide, mare atenție! Dumnezeu îți va deschide o ușă cu adevărat de binecuvântare, mărească-se numele lui Dumnezeu. De aceea să fim gata să întoarcem spatele ofertei satanei, în orice formă s-ar materializa și concretiza acestea și să deschidem către Dumnezeu, atenția și focusul nostru. Vreau să spun despre altă categorie de oameni și vreau să citesc ceva. Ieremia 15 cu 19. A deschis cineva? Cine a deschis? Poate să ridice o mână? Ecrană, politică. Ieremia 15 cu 19. Aveți aici preților. De aceea așa vorbește Domnul. Dacă te vei lipi iarăși de mine, când voi răspunde iarăși, și vei sta înaintea mea, dacă vei despărți ce este de preț, de ce este fără de preț, vei fi ca gura mea, ei să se întoarcă la tine, nu tu la ei. Pune tot în capitolul ăsta un pic mai jos, cum dacă te iei la alergare cu cei ce alargă pe jos și nu reziști, cum să ai putea să reziști în fața celor care alargă pe cai. Și eu așa am un obicei, văd că aici avem un proiector, majoritatea bisericilor în care predic nouă proiectoare, așa am un obicei, nu am întotdeauna oportunitatea să-l pun în practică, dar de obicei pun un frate sau o soră să se ridice să citească versetele din care predic. Dar de data asta văd că aveți proiectori și voi proceda la bun. Dragii mei frați și surori, cu privire la versetul acesta, s-a spus în lucrarea de prorocină, lucrarea de descoperire, că mulți sunt obosiți și pe plan fizic și pe plan spiritual. Și acum, versetul acesta din Ieremia, primul pe care l-am citit, ne arată care e cauza, cauza a oboselii. Pentru că am spus că o cauza a oboselii care ne seacă blaga spirituală e păcatul. Și am spus că trebuie să ne lepădăm de el. Și altă cauză e aceasta. Dacă vei despărți, în altă traducere vei lepăda, ce este de preț, de ceea ce este fără preț. Vedeți, dragii mei, sunt lucruri în viața noastră care nu sunt păcate. Dar Domnul zice că dacă vei lepăda lucrurile acelea pe care nu le consideri păcate, dar care îți mănâncă timpul tău, Dumnezeu te va face gura Lui. Amin. Dacă lucrul acesta îi poate rețele de socializare, vorbi tu prea mult la telefon, alte lucruri care îți mănâncă timpul, poate nu faci lucruri păcătoase sau scârboase, dar
Timpul tău, flaga ta, nu le investești în cercetarea cuvântului lui Dumnezeu. Lucruri fără preț. Fără preț în ochii lui Dumnezeu. Dai mult preț pe ele, le dai valoare. Investești timp și energie în lucrurile acestea. Dar Dumnezeu le numește lucruri fără preț. Și vine cuvântul lui Dumnezeu în Corinteni și spune că dacă zidește cineva pare, când trestie pe temelia aceasta, lucrurile acestea, când va veni ziua, vor arde. Da. Vor arde. De aceea, să zidim lucruri de preț, aur, pietre scumpe, lucruri care nu vor arde, milostenie, zile de jertfă, cercetarea cuvântului. Dragii mei tine, m-am întors la Dumnezeu la vârsta de 15 ani și în primul an de când m-am întors, de câteva ori am citit Noul Testament, nu știu de câte ori, cel puțin de 5 ori. Slavă. Și dacă ești din familie de pocăiți sau dacă te-ai întors la Dumnezeu și n-ai citit încă Noul Testament, n-ai ajuns unde trebuie, n-ai ajuns pe care nu te străduiești suficient de mult. Dumnezeu vrea să vadă râmnă, Dumnezeu vrea să vadă implicare, Dumnezeu vrea să vadă dăruire. Amin. Dragii mei, dăruirea aceasta nu înseamnă doar vin la adunare, mă rog, slavă Domnului, poate sunt un frate, doi, trei mai râmnoși, așa, și Domnul coboară Duhul Sfânt în adunare și sunt și eu cu mâinile pe sus și haleluia și vorbesc în limbi și apoi mă duc acasă și îmi văd ale mele și aștept iarăși o oază din aceasta de binecuvântare, aștept ca, iarăși ca alții să sape pântâi pentru mine. Este timpul ca tu să fii un dregător de spărturi. Este timpul ca tu să sapi o pântână în zona ta, în casa ta, în biserica ta, în familia ta. Este timpul ca tu să sapi acolo o pântână. Este timpul ca tu să creezi acolo un altar de rugăciune. Când nu te aude nimeni, să închizi cămăruța după tine, ca și tânăr, ca și tânără, ca și bătrân, ca și familie întoarsă la Dumnezeu, să se aprindă un altar al rugăciunii. Și în felul acesta, dragii mei, în felul acesta putem avea parte de o trezire la nivel individual și apoi trezirea Amin. Aceasta să se extindă la nivel corporativ. Amin. Ar mai fi o a treia categorie despre care s-ar putea vorbi, dar deja timpul este înaintat și aș vrea să ne ridicăm în picioare și să intrăm înaintea.